Dacă există un lucru asupra care toate cărțile de self-help, toate cărțile despre succes, toți motivatori, toți guru sunt de acord, este faptul că trebuie să avem un vis și trebuie să alergăm după el. Dar ce este de fapt un vis? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că într-adevăr, cum se spune, fiecare performanță, fiecare succes începe cu un vis, hai să vedem un moment despre ce e vorba. A spune că un lucru, înainte să fie realizat în lumea practică, trebuie să fie realizat înainte în mintea noastră, este evident un truism. Orice invenție, orice proiect, orice plan a început ca o idee, poate confuză, poate vagă, poate precisă, care apoi, in un fel sau alt, prin un proiect, de obicei, prin muncă, prin acțiune, s-a realizat. Dar conceptul ăsta de vis m-a părut mereu un pic suspect, pentru că noi trăim într-o societate în care ni se pune să credem că toți trebuie să fim vedete, toți trebuie să fim fotbalisti milionari, să fim manechine, președinții republici, că nu e clar cum poate toată lumea să fie președintele unei țări, să fim toți premii Nobel, în fine, avem un concept de succes foarte, foarte ciudat și foarte nerealist, care, printre altele, ne face să ne simțim în permanență frustrați. Da, asta e partea a doua. Dar eu m-am gândit, la nivelul nostru, ce este, de fapt, un vis? Dincolo din toată retorica motivațională, dincolo din toată retorica succesului. Ce este un vis pentru o semință de un copac de banane? Visul unei semințe de copac de banana este să intre într-un pământ, să fie rănit, să aibă apă, să aibă minerale suficiente, să crească, să devină un foarte bun copac de banane. Nu are ambiția să devină un copac de cireșe. Dacă este un ou de găină, ambiția ta să fii cea mai bună găină, să ai toate condițiile pentru a te dezvolta perfect ca o găină. N-are niciun sens să invidiezi un vultur, cum spune o poveste de care vom vorbi alta data. Mai ales, eu cred că dacă ne gândim că Universul este un ceas, dacă există o rotiță unui ceas, care poate fi ambiția cea mai mare de o rotiță de ceas? Să fie bagată în locul potrivit, să dea o contribuție la funcționarea ceasului, pentru că funcția ei e perfectă doar în acel loc și cu aceeași funcție. Și doar așa visul ei poate fi îndeplinit. Nu alergă după alte rotițe care au altă funcție, care au alte scopuri. Deci, aici nu am un răspuns. Eu am devenit foarte suspicios cu toată retorica motivațională cu care mi-e bat de zeci de ani. Chiar dacă eu de multe ori folosesc aceste exemple, chiar dacă eu știu cum se împing, știu să creez entuziasm. Dar de multe ori acest presupus vis după care ar trebui să alergăm, nu e decât o dată în plus ceva bagat din afară, care de fapt nu este decât o impunere în a ajuta pe altcineva să trăiască visul lui. Și de multe ori nu ne face deloc satisfăcuti, adică ne simtem mereu bagați într-o ca o rotiță în afara de locul ei. Ne simtem tratați ca o semință de banană și ni se spune că trebuie să fim cireși. Adică ni se pune niște obiective, niște vize standard, fără să ne întrebăm dacă într-adevăr sunt ale noastre. Deci, gândirea de astăzi, că deja am depășit minutele,
E foarte frumos să ai vise. E foarte frumos să te vezi în poziția de premiu Nobel, de președintele unei țări, de campion olimpic sau tot ce știi tu. Dar aceste sunt detalii, sunt chestii plăcute. Dar dacă pentru o semință de banană obiectivul, visul adevărat este să te dezvolți ca un copac de banană, tu ca om, obiectivul adevărat, visul adevărat este să te dezvolti ca om și tot restul sunt detalii. O zi bună în continuare!